de băuturi spiritoase. La harul dragului! Știu, lasă-mă să întreb. Plătim licența, domn judecător! Olă! Lasă tăcere! Lasă-mă să te întreb. Care va să zică dumneata Leanca Văduva comensată de băuturi spiritoase? Ce reclam de la preferitul Iancu Zugravi? Eu, domn judecător, sărut mâna. Sunt o viață femeie. Dumnezeu mă știe cum mă chinez pentru o pâine. Daia și puse-mi de gând la Sfântul Gheorghe să-l las prăvălia care nu mai poate omul de atâtea angarale pentru ca să mai mănânce o bucățică de pâine. Și nu mi-a mai dă mâna să plătim licența. Licența o plătește domn Mitică. Domn Mitică, să fie alt dracu care minte. Tăcere, nimeni n-are voie să vorbească până nu-l întreb eu. Dacă zice dumneavoastră că domn Mitică, apoi domn judecător, sărut mâna, pot să jur că sunt curată la sufletul meu. Nu e vorba de asta, spune cum s-au petrecut lucrurile și ce reclam de la prevenit. Eu, domn judecător, reclam pardon. Onoarea mea care m-a jurat dumnealui și clondirul cu 3 kg de mastică prima, care venea în tomatuș cu birja de la domn Marinescu din piață. Însă chiar domnița zicea să-l iau în birje. Pe cine să iei în birje? Clondirul, că zicea. Cine zicea? Domn Toma, se sparge! Cine se sparge? Clondirul, domn judecător! Femeie, ce tot pâri? Răspunde-le ori la ce te întreb eu! Ce pretinzi de la prevenit? Eu, domn judecător, reclam. Pardon? Onoarea mea, care m-a jurat dumnealui. Fac ucid, drăguț, că mi-a spart clondirul și că nu vrea să-mi împrătească. Că eu sunt o femeie sărmană și e păcat. Vine dumnealui gol pușcă și bea până se face tun. Și pe urmă, dacă am vrut să chem vardistul, dumnealui zice că mă sulemenește cu chinoros și vrea să o tunească. Și-a căzut peste tarabă și-a făcut o praf. Ce s-a făcut praf? Londirul și pe urmă vrea să fugă. Cine? Dumnealui! Ei, ce pretinzi? Onoarea mea și 3 kg de mastică prima. Bine, șezi și taci. Iancu Zugravu, care vine dumnealui, taci odată! Taci! Am tăcut! Ei, Iancu Zugravu, ce ai dumneata să răspuns de la pretențiile reclamantei? Eu, domn judecător, dumneai zice pardon? Iar ai venit-o, porcule, că dumneai n-ai niciodată o politică vis-a-vis de mușterii. Eu zic, dacă domn Mitică... Cine-i domn Mitică? Domn judecător, uite să rămână așa cum ai beat! Taci, nu te întreb pe dumneata! Cine e domn Mitică? Domn Mitică? Nu-l cunoști pe domn Mitică? A dracului, domn Mitică! Vorbește serios! Cine-i domn Mitică? Care va să zică domn Mitică de la percepție? Păi ce dumneata cu șica când vine vorba noastră? Ce-are de-a face domn Mitică? Dacă i-a plătit licența. Să fie al drag! Tăcere! Nu e vorba de licență, e vorba de clonziril cu mastică. A căzut de pe teșghea, domn judecător. Era pe margine. Cine l-a împins? Piazărea, fiindcă zicea că cheamă vardistul. Eu nu vreau, că-s comersant. Da, comersant de piede de clașcă. Taci, aici nu-i... Aici... Te invit să fii cuvincioasă aici. Aici nu-i permis să dai cu tifla. Bravo, domn judecător! Ai văzut și dumneata cu șica ce pramatie e dumneai. Taci, m-ai înțeles? Aha, bravo, domn judecător! Să spui ce comerț învârtește! Taci, că altfel te dă afară! Aha, bravo! Taci, răspunde, ce comerț faci dumneata? Am fost zugrav de case român, domn judecător. Dacă am văzut că mă omoară concurența străinilor, am deschis tombolul cu obiecte la moși. Dar de chinoros cum a venit vorba? Nu m-a suspect, Costic, pardon. La fixionomia obrazului. Să mă sperii? N-a venit odată cu căciula în
despăgubire și 2 lei cheltuieli de judecată. Dar domn judecător, să rând mâna, cu onoarea mea nereperată, cum rămâne? Lasă-ți o reperează, domn Mitică! Bravo, bravo, bravo! Mergem în repede, că trebuie afară și unii, vă rog frumos! Haideți și cu repuzita, că avem șansă de făcut, că ne luăm medaliile. Un pic de învălmășal așa, cât de spontaneitate, ca așa trebuie. Îi aplaudăm pe acești copii minunați, sperăm că anul vor veni și mai buni, și mai fericiți, și mai pregătiți, în momente amuzante și frumoase.